De la 1 ianuarie, o călătorie cu troleibuzul în orașul Bălți va costa 5 lei. O decizie în acest sens a fost votată astăzi în cadrul ședinței Consiliului Municipal. De vină ar fi situația financiară dificilă a întreprinderii municipale Direcția Troleibuze Bălți. Potrivit administrației, majorarea aprobată nu este suficientă pentru a face întreprinderea profitabilă, mai ales că în 2023 aceasta va primi cu 30 de milioane mai puțin din bugetul local. Повышение тарифов имеет отношение только если возможность в бюджете нам компенсировать 70 миллионов, 50, 30, 20. То есть в зависимости от стоимости проезда будет зависеть количество трансфертов в адрес предприятия. Astfel, o călătorie cu transportul electric va costa la fel precum cu autobuzul. Nu toți consilierii au fost de acord cu majorarea de 2 lei. De mai mult timp atenționam bălțenii despre faptul că urmează majorarea prețului pentru călătoria cu transportul public electric, la care așa numitul primar de Bălți spunea că aceste declarații sunt tendențioase, false și mai mult ar fi tipice politicianiste. Uitați-vă că astăzi s-a adeverit ceea despre ce vorbeam mai mult timp. Este regretabil că noi informăm în ședința în plen despre chestiuni care în mod flagrant, în mod direct, încalcă legislația în vigoare și absolut vată în urechi. Dumnealor, sunt surse la toate aceste argumente, sunt niște argumente serioase, legale, care pur și simplu au fost ignorate. Cei mai nemulțumiți sunt călătorii, mai ales familiile cu mulți copii care vor trebui să plătească aproape dublu pentru a ajunge la muncă sau la școală. Nu, e foarte plăcut, dar pentru mine, se rămâne pensionerică. Мне 75 лет, и мне хорошо, что нам не повышают. А для людей это очень плохо. Очень намного подорожало. Ну, интеллект, кто-то все скумпешти. Варикум, ну, по-сфи, все равно я шаток, ламина скумпешти. Дар, ну, клетка ж требует сфи, варикум. Întreprinderea trebuie să aibă pe ce să funcționeze, să remonteze, să... Cred că eu sunt de părere că așa ar trebui să fie. Totuși, totul se scumpește. Nu te crabă. Именно реально рады. Очень много, особенно когда у людей много, много детей, это очень много. Мне спри отца рыбона. Время рыбона. Се мерещи тарифу ку... la 5 lei, dar circulatorul scris că 100. Eu s-o cot pentru copii cam mai scump, 100. Dar și pentru personal, pentru persoanele, 300 de lei e foarte scump pentru zona. Pentru că cine merge cu troleibuz bugetare și și care mai puțin, restul merg cu mașinile. Amintim că ultima dată biletele la transportul public din Bălți s-au scumpit în luna martie curent cu 1 leu pentru troleibuze și 2 lei pentru autobuze.